cum ar fi să te îmbraci cu cămașă și cu un jerseu Nike. Asta sunt foarte faine. La $10, că de la Ralph Lauren, mărimea M, la $40. Sincer, și asta e tare. De la Tommy, asta cu North Central College. Asta e o bluză așa de stat prin casa, spune. Am câteva bangere aici, în acest stack de haine. Blugii ăștia True Religion, costă $40. Guys, cum v-am promis, astăzi v-am adus la TJ Maxx. Nu știu ce se află înăuntru, pentru că acum vom intra împreună. Așa că luați-vă ceva bun de ciugulit de băut în timp ce vă uitați la video și hai să vedem ce găsim. Pentru cei care ați urmărit videoclipul cu Burlington și vă sugerez să o faceți în caz că nu ați făcut, la fel, TJ Maxx este un magazin cu aceeași tematică, cu aceeași idee. Sunt mai multe branduri: Nike, Adidas, Asics, Puma, tot felul, Ralph Lauren, Tommy, ce mai este, Calvin Klein, Michael Kors, toate brandurile la un preț mult mai mic decât cele de la retail price. Acum o să le iau pe rând și o să vă fac oarecum o compilație cu toate lucrurile mișto pe care le-am găsit. Urmăriți până la final să vedem aici împreună ce găsim. Și cel mai important, care sunt ofertele? Gabby, du-te la casă, Gabby. Și care sunt ofertele? Dacă asta e highlight-ul până la urmă videoclipului. Un sweater, un jerseu de la Tiger Woods în colaborare cu Nike. Puloverul ăsta Nike e la $50 și prețul inițial a fost la 130. Dar gen, cum ar fi să te îmbraci cu cămașă și cu un jerseu Nike? Ne uităm mai departe ce mai putem găsi. Tot felul de chestii de astea random. De fapt nu sunt random, ia vedeți, $40. Un tricou cu guler de la Nike. De la Nike, doamne, de la Polo Ralph Lauren. Am rămas cu Nike în minte. Să vedem. Tampa Bay Buccaneers, asta e echipa de fotbal american din zona asta. O să vedeți tot mai multe haine. Ia vedeți, cu Tampa Buccaneers. By the way, este o echipă destul de iubită în zona, care cică e bună, nu prea urmăresc, adică nu urmăresc deloc fotbalul american. Și damn, uite, un tricou Under Armour fitted, scuros preț. Hai să vedem prețul. De $17. Prețul inițial $40. Ok, ăsta e bun, e foarte bun materialul pentru sală. Mai căutăm din nou Tampa Buccaneers. Damn. Mai avem ceva. Asta a fost doar la mărimea M. Florida Atlantic. Are ceva pe spate? Era mult mai mișto dacă avea pe spate, dar totuși la $8. Un windbreaker destul de bun, e și nou. Ce mai vreți? Încă un tricou Under Armour, $17. Mai avem ceva aici? Un hoodie Volkswagen. Ce tare pe spate. Ok. Sunt multe de la Volkswagen, de la Ford, care zore cum freestyle, nu freestyle, lifestyle. Și ai putea să le porți așa de zi cu zi. Reebok. Asta m-am săturat de le, vă zic sincer. E plin de Reebok, plin de Puma aici. Și nu-s neapărat pe placul meu. Under Armour Run 3XL la $15. Hop. Prețul inițial $50. Încă un tricou, dar asta e imens, 3XL de la Under. Încă un tricou de la Under Armour. Asta e echipă de hockey. Și tricourile astea de la Under Armour Project Rock. Astea sunt foarte faine. La $10. Toate mărimile, adică nu toate mărimile, că dacă găsesc mărimea mea îmi cumpăr. Astea sunt XL, sunt mărimi mari asta. Dar vom căuta în continuare. Din nou Tampa Lightning. O să vă mai duc la toate categoriile, că asta e active wear. Este active, este young men's, este knit, cea de genul knitwear. Sunt tot felul de categorii aici, acum le pun ei pe rafturi. Sunt multe chestii de la Nike Swim, $17, dar scurios, bă, Nike Swim. Asta e tricouri din alea de le folosești pentru protecție solară. Sunt foarte curios. Asta e la $13, văd că e la clearance și sunt pe mai multe culori. Albastru deschis, albastru închis, alb și așa mai departe. Kenneth Cole Head, brandul ăsta de tenis, Reebok, cum v-am spus că sunt o grămadă de chestii Reebok, cod de la Ralph Lauren, mărimea M, la $40. Nu e neapărat stilul meu, dar dacă ești fan așa tricourilor polo și astea simple, cu logo-ul pe piept, e o variantă bună. Și la $40, ați văzut, e de la 60% prețul redus față de retail price. Asta cu North Central College, din nou, nu am idee, dar e champion. $13. E simplu, e așa un box fit, ar spune,
Asta e o bluză așa de stat prin casa, spune. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar îmi place mult nuanța asta de gri, sincer să vă zic. Asta chiar mi-o place. Nu este mărimea M. Nu știu dacă o să mă duc să încerc acest large, acest L, dar o să mă uit pe aici să văd care e treaba cu ele. La $48, care, sincer să vă zic, e un preț decent, un halsiv din asta așa elegant de la Ralph Lauren, mărimea M. Asta e mărimea mea. Bluza asta o să mi-o țin deoparte, o să o iau cu mine pentru că o să vreau să o încerc. Și sincer să vă zic, dacă îmi place cum stă, dacă îmi place cum arată pe mine, o voi cumpăra. Prețul inițial $125 la 48. Damn. Ok. Asta e un find bun aici în TJ Maxx. O chestie pe care o obișnuiesc să o fac în fiecare an când vin în America e să-mi cumpăr pijama. Acum mi-am găsit, din păcate e mărimea L, va trebui să caut de M, pantalon de pijama, ăștia Ralph Lauren, de la $55 la $15. Și ăștia chiar sunt eleganți și mișto, aș spune, dar în primul rând sunt foarte comozi, pentru că mai am de la Polo, am avut și de la Tommy, dar sincer ăștia de la Polo sunt cei mai mișto. Ai și buzunare, asta, na, că mai nou, cam porți telefonul cu tine pe unde ești și ai nevoie de buzunare, mai ales la pijamale. O altă chestie de la Polo găsită la clearance, o cămașă care de la 49 la 40 și sunt curios de prețul inițial, dacă voi găsi eticheta. În fine, o să o caut imediat, dar e un așa verde, drăguțel ar spune, nu e neapărat preferatul meu și prețul este de, a fost de $115. Sincer să vă zic, mai faină e bluza asta decât cămașa. Oricum, la $48, undeva la 200 ish, nu e. Dar nici cămașa asta, numai că verdele nu e neapărat culoarea mea preferată, dar totuși mi s-a părut interesant, mai ales că la clearance. Bine, într-adevăr, clearance e la diferență de $8-$9, asta depinde de chestie, dar sunt chestii interesante. Ia, tricou Hilfiger, $10. Nici asta nu-i rău. Sincer să vă zic că sunt chestii mult mai multe la clearance decât ultima dată când am fost, ceea ce e un lucru bun, pentru că sunt mai deal-uri mai bune, să zic așa. Și, ok, uite, asta e la preț întreg. Nu știu ce caut aici, mărimea S. Asta nu-i fain griul ăsta deloc, mă, nu știu, nu mi-l place. Mărimea L, ce mai este? Tricoul ăsta e super mișto. Culoarea arată mult mai fain în realitate. Cum am trecut la astea de la L, mărimile L, și, sincer, și asta e tare, de la Tommy. Tricou Calvin, $30. Tommy e mult mai ieftin decât Ralph. Bine, și la noi în România. Ca material nu e diferit, nu e mare diferență. Tricou ăsta e urât de la Ralph și cât e? Sunt curios. $29. Încă Tommy, $10. Dar, sincer, bă, $10 pentru tricou Tommy. În România s-ar vinde ca pâinea caldă. Asta este POV-ul meu. Acum, în timp ce mă plimb prin magazin, mi-am luat acest coș ca să mă pot uita mai bine, să vă pun aici pe video cât mai multe haine. Trecem de acest labirint și mergem din nou să căutăm chestiile pentru băieți. Deci vreau să vă arăt vouă un tricou și să-mi spuneți părerea voastră. Deci ăsta l-am încercat, mi-ar trebui mărimea L, nu M, ca să arate așa puțin mai oversize cum îmi place mie. Și e așa verde închis, cu verde de ăsta fosforescent. Mie mai mult îmi place gen designul și culorile îmi plac mult pe acest tricou, mai mult decât Wu-Tang, Forever sau așa mai departe. Acum întrebarea mea e dacă ar fi mers tricou ăsta, pentru că e interesant, sau nu. Mai ales la $13, care nu e neapărat o avere, vorba aia. Dar am ales să nu risc, că am așa o vagă idee că nu o să-mi placă după un timp, adică după un timp, o săptămână după ce o să ajung acasă. Cam asta presimt eu și atunci dau pas. Dar sunt tot felul de astea vintage, tricouri vintage, care știu că acum nu-mi plac, dar s-ar putea când ajung acasă să mă gândesc, bă, ar fi fost fain tricoul ăsta. Ok, ăsta nu-i rău. $8. Așa de asta prin casă, cu cai ăștia, materialul. 100% recycled threads. Ok. Asta nu e rău, made in India. Îmi plac mult caii ăștia de pe tricou. Hai că mă duc să-l încerc. Dacă are fit bun pentru $8, mi-l cumpăr. O chestie foarte interesantă pe care n-am mai văzut-o sunt hainele de la Zara aici la TJ Maxx. Vă zic sincer că e prima dată când văd haine de la Zara în TJ Maxx. Asta e și la sale la $12 și am trecut mai departe, am dat puțin skip la câteva haine și am găsit sfetele ăsta.
am văzut că sunt la modă acum pe TikTok. Mă, că nu-i neapărat stilul meu, aș spune, dar sincer, la $12, ăsta sigur e vreo $50 în magazin. Sunt foarte curios, că văd că nu au eticheta Zara pe ele. Asta s-ar putea să fie și de fete. Un tricou foarte fain. Deci e discret. În realitate albastru este mult mai deschis, aș spune, dar oricum se vede fain și pe video. La $15 este material foarte bun pentru sport. Îți respiră pielea, ce ai nevoie atunci când transpiri. $50 de fapt, la $15. Din păcate este mărimea S, mi-ar fi plăcut să găsesc M. Și aici lângă am crezut că e pe M, dar nu, e ceva tricou head din asta, din păcate. Asta e fain, asta e foarte fain și e performant până la urmă, că mai am alte culori din alți ani de la Under Armour, modelul ăsta, și sunt foarte tari pentru sport. Am câteva bangere aici în acest stack de haine. Bam! Cămașă de 40 plus ani, aș spune. O altă cămașă, așa, Smart Casual de la Ralph Lauren, la 49. Asta e de la Tommy, asta nu e nimic special. Opa! Ok, din asta... Classic Fit Performance, ci că numai mi se pare cam transparentă, gen se văd sfârcurile dacă bate lumina în încăpere. La ce preț? $40? Asta e faină, la 40 plus ani. DM, zici că e pijama de-astea. Parcă la prima vedere era mai faină, dar pas, zic pas. Trecem mai departe la blugi. O grămadă de blugi Levi's. Prețul lor de retail, sunt foarte curios, scrie undeva? Nu cred că scrie. Prețul de la TG Maxx, $25. Preț destul de bun. Sunt o grămadă și de Kelvin, din nou Levi's, Abercrombie & Fitch, Levi's din nou, la $25. Blugi True Religion, cine știe, știe vorba aia. $159, prețul de retail, $40. Dar sunt interesanți, mai ales că True Religion până acum n-am mai găsit. De-aia m-am și bucurat să-i văd aici și să vi pun vouă pe vlog. Vreau să-mi iau neapărat o pereche de blugi din ăștia, de culoarea asta așa, de la Levi's, pentru că nu am. Arată foarte tare cu Jordan. Nu știu dacă observați, dar parcă shade-ul ăsta de la Levi's e mai fain decât cel de la True Religion și și mai ieftin. Gen 25 cu 40. Mai repede mă duc pe Levi's. Niște tricouri drăguțe pe care aș putea să vi le arăt sunt acestea. De la Ralph Lauren, la $25, la 100 de lei. Sunt custom slim fit. E așa un baby blue drăguț. Și chiar lângă mai este o culoare foarte faină. Stai că punem, să pun tricoul la o parte. Avem acest Liquid Touch. Se numește modelul de la Calvin Klein. În realitate, portofoliul este mult mai țipător, mult mai aprins. Și este la prețul de $17, este chiar e fain. Și și cel de la Ralph este așa drăguț. Numai sincer să vă zic, mai repede dau pe o bluză $25, mai ales aici. Că tricouri mai prins și la noi la 100-150 de lei de la Ralph Lauren. Dar nu era oricum tricoul, nici cel de la Calvin Klein. Un alt lucru foarte bun în America este că șosetele sunt la preț foarte bun. De exemplu, pachetul ăsta de 6 șosete Under Armour la prețul de $10. Oricum mai am acasă multe perechi pe care le-am cumpărat în anii trecuți, numai că voiam să vi le arăt, să vă arăt că e ok prețul. Dacă mergem peste drum la un alt magazin, le găsești la $25 și aici le iei la $10. Bluza asta e ok, dar nu mi-o cumpăr pentru că nu prea-s mulțumit de printul din față. Blugii ăștia True Religion, așa cu ei, costă $40. Sincer, nu știu ce să fac. Arată ok, mi-ar plăcea să-mi cumpăr culoarea asta. Dacă deja mă îndoiesc, înseamnă că nu mi-i doresc până la urmă. O să-i pun deoparte. Jerseiul ăsta, nu am foarte multe chestii elegante. Ăsta mi-l place, așa negru, cu logo-ul roșu. Ăsta chiar e un jerseu drăguț. Și mai ales că e half zip. Unul printre bluzele mele preferate, astea half zip. Material bun, stă bine pe mine. Ăsta... cam 99% că o să mi-l cumpăr. Gata vizita la TJ Maxx. Până la urmă mi-am luat doar half zip-ul de la Ralph Lauren, un half zip de care aveam nevoie. Blugii le-am dat skip că erau și scumpi, gen $40, și nu eram sigur. Cu această ocazie, sincer, nu mi-am propus să-mi iau nimic azi, dar bluza asta de la $60, adică de la $120 la $49, mi s-a părut un deal bun, mai ales că nu am chestii de astea elegante. Cu această ocazie, guys,
Eu acum o să închei videoclipul, dar o să mă duc la Marshall să fac următorul videoclip pe care îl veți vedea aici pe canal. Cu această ocazie, dați aici subscribe ca să vedeți videoclipul. Nu uitați de follow pe Instagram și pe TikTok, oricum vă las linkurile în descriere. Și cu această ocazie să ne vedem cu bine la videoclipul următor. Let's go!